Cititori, în a 34-a zi de lectură, asupra cărții Cel mai mic bif de Jennifer Weiner. Să reluăm. Millie, după atâția ani! Bătrâna mătușă Ieta știe exact la ce se gândea Millie. Clătinind din cap, pregăti o mică gustare. Biscuiții dulci și sfărmicioși din grâu integral, care știa că erau preferații lui Millie. O roată de brânză de capră făcută din laptele propriei capre, esmeralda și un borcan de miere de levânțică. Pusă o grămăjoară de biscuiți în arpagic, cules din grădină, smântână groasă, mere mici și dulci, cireșe uscate și un baton mare de Snickers, ca delicatesă. La fel ca ceilalți din trip, mătușa Ieta încerca mereu să o îngrașe pe Millie, păstrând mereu o bomboană sau un fursec în buzunar, adăugând mai mult zahăr în ceaiul ei, mai mult unt pe pâine și frișcă pe cerealele de dimineață. După amiaza aceea, mătușa Ieta puse o lumânare mică în mijlocul prăjiturii cu semințe. La mulți ani de noaptea numelui! La mulți ani de noaptea numelui! Cânta ea fals cu vocea aspră. Știu că mai e până diseară, dar voiam să-ți urez toate cele bune. Bătrâna mătușă Ieta puse o cutie dreptunghiulară învelită cu fundă deasupra lângă farfuria lui Millie. Pentru după ce termin. Sprintenii nu sărbătoreau zilele de naștere. În schimb, celebrau a șaptea zi după nașterea pruncului, când cel mic primea un nume. Numele adevărat al lui Millie era Millieta, dar îi se spusese mereu Millie sau Fărâmița sau Picior Mic, ceea ce era un fel de glumă despre cum neîmblăniții le spuneau celor din trip Picior Mare sau Mica Argintie din cauza blănii ei. Millie zâmbi și bătu din palme. Mulțumesc, neibe, zise mătușa Ieta, care, în această situație, însemna cu plăcere, deși sunt încă puțin supărată pe tine. Millie mânca pe rupte în timp ce mătușa Ieta o privea aprobator. N-ai mâncat gustarea la școală? Millie ridică din numeri. Adevărul era că se gândise atât de mult la zgomotul și agitația de peste lac, încât de-abia își amintise să ronțe brânza și biscuiții serviți de profesorul Frunze Verde. Visai cu ochii deschiși? Întrebăm bătrâna mătușă Ieta, care cunoștea foarte bine obiceiurile proaste ale lui Millie. Millie ofta. Într-o carte despre neîmblăniți, pe care o citesc acum, am citit despre alegeri. Știi că ei își aleg liderii și nu contează prea mult din ce clan face parte? Cum le spune-i liderilor? Millie mușcă o bucată de măr. Președinte? Președinte. O corectăm, bătrână mătușă Ieta. Numele n-are importanță, zise Millie. Ai putea fi oricine, din orice clan. Câtă vreme ești bun și deștept și te plac neîmblăniții, poți fi liderul lor. Lovi cu călcâiul piciorului mic scaunul de lemn. De-abia se auzi un sunet, ceea ce o înfurie și mai tare pe Millie. Și pe urmă neîmblănitul care nu vrea să fie lider, poate să plece și să apuce de cântat. Oh, Millie! Bătrâna mătușă Ieta îi netesi blana moale și argintie de pe frunte. Millie mâncă încă un biscuit. Briza, care foșnise prin crengile de copaci, se liniști. Și în liniștea aceea, Millie și Ieta auziră un hohot de râs de peste lac. Tata se duce mâine în expediție? Întrebă Millie, pe un ton nonșalant și cu ochii în farfurie. Bătrâna mătușă Ieta oftă. Știa că interesul lui Millie pentru expediere, pentru orașul Standish și neîmblăniții care locuiau acolo, era oricum. Numai nonșalant, nu. Cum am obținut cutia poștală pentru expediere? Întrebă Millie. Am făcut o pe rețeaua de internet, zise mătușa Ieta, cu o voce care îi dădea de înțeles lui Millie să nu insiste pe subiect. Dar cineva trebuia să fi mers la oficiul poștal, cineva trebuia să fi vorbit cu neîmblâniții și să ia cheia, pentru că nu ar fi putut trimite cheia prin poștă dacă nu era încă o cutie poștală în care să o trimită.
Mili s-a sprijinit triumfător de spătar. Mili, bătrâna mătușă. Mili, aproape măriacul. Mili ridică atunci capul. Ochii străluceau pe fața îmblânită. Pun pariu că există un mod prin care să scăpăm de blană și să plecăm în lume. Pun pariu că tata... Mili, zise mătușa Ieta, vorbind pe tonul aspru pe care îl folosea rare ori cu mica ei prietenă. Ajunge! Trebuie să existe o cale și dacă există, eu o să o găsesc. Ieta își înăbuși încă un mărâit. Deci, cum se face? Întrebă Mili. Avea fața plină de încântare. Pe vorba de ras, Mili încercase singură să o facă, dar singura lamă veche pe care o găsise nu făcuse altceva decât să-i scurteze blana, lăsând-o cu un aspect ciudat și neuniform pe care ceilalți piticuți, mai ales Tulip, îl găsiseră extrem de amuzant. Nu merge așa, spuse bătrâna mătușă Ieta. De ce? De ce nu merge? Pentru că blana crește la loc. De ce? Cât de repede? Și când nu mai avem blană, semănăm cu ei? Nu, zise mătușa Ieta cu vocea fermă. Nu, nu semănăm. Mili nu o credea. Se studiase cu atenție în unica oglindă din casa ei. Cu părul de pe cap, pieptonat pe spate, arăta aproape ca o fată neîmblânită obișnuită. Ca cineva care putea să poarte hainele unei fete obișnuite și să intre în lumea fetelor obișnuite. Atât pentru astăzi, dragi prieteni. Ne vedem data viitoare cu ceea ce urmează. Pe curând!